Bună, dragii mei, bună, suflete frumoase! Vin astăzi cu etalarea pentru luna septembrie, pentru toți cei cu soarele în peștișori, în pești. Ascendent, descendent, ce aglomerație de planete mai vreți voi pe acolo, nu știu, dar în principiu este pentru zodia pești. Haideți să vedem ce mi-arată cărțile pentru voi, dragii mei. Sunt un pic obosită, sper că nu se simte așa tare în vocea mea, că astăzi, vă spun sincer, m-am ocupat doar de citiri toată ziulica. Asta a fost preocuparea mea, să fac citiri și să prim câinele și să-mi fac ceva de mâncare și să mai mă odihnesc și iarăși să fac citiri și tot așa. Bun, peștișorii. Hai să vedem. Ce am făcut aici? Bun. Peștișori. Septembrie. Oho, odihnă. Uite, nu degeaba am vorbit eu despre lucrul ăsta. Odihnă. Aveți și voi nevoie de odihnă ca și mine. Aveți nevoie să vă recăpătați energia, să vă, nu știu, de o pauză. De numărul 19, de a merge undeva la soare, la mare, să vă relaxați, de relax. Ok, odihnește-te. Și eu o să mă odihnesc după citirea voastră. Odihnește-te. Ia să mai vedem ce mai avem pentru voi. Unii dintre voi, probabil că ori ați făcut o călătorie, ori ați sau plănuiți o călătorie, dar cred că ați făcut deja o călătorie unii dintre voi și doriți odihnă. E ca și cum, chiar dacă ați fost în vacanță, unii dintre voi tot simțiți că sunteți obosiți, pentru că de multe ori suntem mai obosiți atunci când venim din vacanță decât atunci când mergem, înainte să mergem. Bun, în alte cazuri, poate că ați obosit și că doriți să luați o pauză de la o persoană care este la distanță de voi. Voi vreți să, nu știu, să luați o pauză, poate că e prea mult pentru voi, poate că lumea toată trage de voi în toate direcțiile, aveți multe de îndeplinit, multe de făcut în perioada asta. Aici mi arată clar că aveți soare în suflet, dar vă este destul de greu să mai faceți față situațiilor așa cum o făceați cândva sau că, na, e din ce în ce mai greu parcă pentru voi, parcă vi se pare că e din ce în ce mai greu. Iar aici mi-arată că voi încă nu vă dați bătuți, numărul 51 și numărul 52, că nu vă dați bătuți, că nu vă lăsați, că chiar dacă este greu, nu vă dați în spate. Ca și numere, deci avem 19, 29, 51 și 52. Bun, nu știu dacă are vreo relevanță, dar eu vi le-am spus. Ce cărticele mi-arată aici? În primul rând, voi încerca să vă autosabotați sau nu credeți în ceva ce urmează frumos pentru voi. Vedeți jumătatea aia goală a paharului cu cartea asta. Tot timpul ai impresia că toate lucrurile rele sunt pe capul tău, că ai multe de rezolvat, că ești obosit, că ți ajunge. În alte situații, probabil că vi s-a întâmplat o nedreptate, pentru că în cartea asta mi-arată că legea nu este corectă pentru toată lumea sau că nu întotdeauna regulile sunt respectate sau nu sunt corecte, nu sunt cinstite, ceva, o nedreptate, da? Aici mi-arată că tu cu mânuța ta îți poți crea propriul tău destin, propria ta dorință, numai tu și cu mânuța ta, nimeni altcineva, nu te baza pe nimeni. Aici mi-arată că tu te-ai bazat pe cineva la un moment dat sau ți-ai pus încrederea în cineva și că persoana aia nu prea a fost așa cum ai crezut tu. Prea a fost așa de încredere și că te-a cam lăsat baltă la un moment dat sau ai crezut că ce e bun pentru colegul tău, să zicem, e bun și pentru tine, dar uite că cineva face diferențe sau e destul de subiectiv
și te-a cam lăsat pe din afară. Hai să vedem în dragoste, ce ai aici în dragoste. Ai nevoie să vindești ceva. Trebuie vindecată o traumă din familie sau trebuie vindecată o situație familiară. Poate că ai nevoie să-ți ierți părinții în unele cazuri sau copiii sau soțul, soția sau cineva din familia ta, frate, soră, nu știu, neamuri. Ai nevoie aici să vindeci o rană care vine din familie și aici îmi arată că ai o conexiune și o chimie extraordinară cu o anumită persoană, că simți o chimie extraordinară față de cineva sau pentru cineva. Mai vreau o carte. Ia să văd. În alte cazuri, uite, e cazul să te debarasezi de un ex, să lași pe cineva în spate, să-l lași în urmă, să iei o pauză. Ca poate că tu tocmai te-ai despărțit de cineva și atunci automat că mi-apare chestia asta, că tu încă mai ai ceva de vindecat acolo, că tu nu ești complet vindecat și că totuși simți o chimie extraordinară cu cineva, dar nu ești tocmai pregătit 100% să intri într-o relație. Hai să vedem ce-mi spun și cărțile de tarot pentru tine, dragul meu peștișor. Uite, aici am niște cărți întoarse. Cum au reușit ele să se întoarcă așa? Și eu nu le-am văzut. Bun. Hai să te... Iarăși, măi, dar ce multe cărți am întoarse. Te tot întorci la trecut, văd. Nu te lași deloc. Posibil. Da, sunt multe cărți care îmi sunt întoarse. Bun. Scuze, na, se mai întâmplă. Ia să vedem. Le mai tăiem o dată. Nu mai știu dacă le-am tăiat, nu le-am tăiat. Dumnezeu știe ce fac eu aici. Bun. Ar fi trebuit să mă opresc, dar am zis să termin, că până se încarcă și video ăsta și na. Ia să vedem ce ai la rădăcină. Cavalerul de pentacule și treiul de bâte. Mergi foarte încet, te îndrepți foarte încet către ceva, pentru că vrei să faci totul corect, făcut ca la carte, să ai victorie sigură, 100%. Nu știu către ce vrei să te îndrepți, aici mi-arată o carte a oboselii, că ești obosit, că parcă faptul că încetinești, că mergi foarte încet către ceva, te obosește și mai tare sau ți se pare obositor drumul către un ideal. Văd că e un ideal aici, cumpăratul și nouăle de cupe. Ai tu aici ceva de rezolvat. Sau ai ceva ce ți-ai pus tu în minte, nu știu ce ți-ai pus acolo în minte. Hai să vedem cum ești tu. Regele de spade. Păi regele de spade vine cu acea energie foarte rece. Vine cu energie rece, vine cu, probabil că în unele cazuri, ori ai de-a face cu o persoană de genul ăsta, ori ești tu în energia asta. Regele de spade e atunci când ești foarte inteligent, persoana asta e foarte inteligentă, știi ce vrei, știi ce-ți dorești, dar, cum să spun, ești cam lipsit de emoții și nu prea stă ție în caracter să fii lipsit sau lipsită de emoții. Poate că de aceea zic că ai de-a face cu o persoană, în special dacă ești o doamnă, ești o femeie, dar ai de-a face cu energia asta masculină. Adică o persoană care nu exprimă, care nu spune ce simte, care nu arată, o persoană foarte rigidă. Ok, ce blocaje există? Șaptele de pentacule, așteptare. Tu ai plantat sămânța, cum s-ar spune. Tu ți-ai făcut treaba, tu ți-ai făcut partea ta și totuși nu, rezultatele cam întârzie să vină sau mai trebuie să mai aștepți până vin rezultatele și asta vine ca și un blocaj pentru tine în luna septembrie. Faptul că tu trebuie să mai aștepți până când vei ajunge la un rezultat. Iar îmi arată lumea. Ori ai de-a face cu cineva la distanță mare, ori vrei să pui capă, să închei ceva. Lumea este o încheiere de capitol. Vrei tu să închei ceva așa aici? Și cu cartea asta mi-arată că tu vrei să pui capăt, să închei. Ai nevoie de odihnă, ai nevoie de relaxare. Ce vine din trecutul tău? Ce ai făcut tu aici? Opa! Regele de cupe.
Acum poate vorbim de două persoane diferite sau poate vorbim de aceeași persoană, dar regele de cupe este bărbatul acela care oferă iubire, care arată că iubește, care exprimă tot ceea ce simte. Dacă vorbim de două persoane diferite, probabil că în trecutul tău tu ai avut de-a face cu o persoană care a exprimat, care a știut cum și ce fel. În prezent ai de-a face cu un bărbat care este total opusul celui din trecut. Dacă e vorba de aceeași persoană, probabil că acea persoană s-a transformat, adică în trecut ți-a arătat multă dragoste, empatie, iubire și și-a pus inima pe tavă în fața ta, iar în prezent persoana asta s-a schimbat foarte mult, a devenit mult mai moroconoasă, a devenit foarte serioasă, nu mai spune nimic, nu mai știi nimic, nu mai știi ce să faci și tu cam vrei să, în mod conștient, cam vrei să închizi legătura cu această persoană pentru că nu te mai satisface din punct de vedere emoțional. Nouăle de spade în subconștientul tău, aici tu îți faci tot felul de griji și te uiți cumva către trecut, că te uiți în partea stângă, te uiți către trecut, da? te uiți la ce a fost și la cât de frumoasă a fost relația voastră și la... Deci cumva în mod conștient tu simți că nu mai e nimic pentru tine acolo și că vrei să închei, vrei să termini, dar subconștientul tău în același timp îți spune că totuși cumva trăiești în prezent din amintirile din trecut, da? Din ce a fost, din amintiri, n-am zis-o și eu din amintirile în trecut, din amintiri. Treiul de pentacule în viitor. Treiul de pentacule vine cu o colaborare, cu o participarea mai multor persoane la o anumită acțiune. Da? Vine cu o colaborare din partea cuiva, cu un parteneriat sau mai poate veni și cu un triunghi amoros în unele cazuri. Dar nu, deocamdată nu văd triunghi amoros, ci văd parteneriat sau ajutorul cuiva. Bun, cum te vezi tu? Sau cum vezi tu situația? Da, bineînțeles că tu te vezi o regină de cupe, ceea ce tu ești, o regină de cupe. Asta e cartea ta. Da? Și în trecut, iau-te, ai avut regele de cupe, ai avut o persoană cu care tu te-ai înțeles extraordinar de bine, compatibilitate, chimie între voi doi, tot ce trebuia, da? Pentru a crea un cuplu frumos. În prezent, regele ăsta de cupe nu mai este, este un rege de spade. Acum nu știu dacă e aceeași persoană, voi știți, depinde de la caz la caz, sau e o persoană nouă, dar dacă este aceeași persoană, probabil că ți este foarte greu să înțelegi ce l-a făcut să se transforme în regele ăsta de spade, adică o persoană ursuză, o persoană nesuferită, morocănoasă, care nu mai vrea să vorbească, care nu mai ți arată că te iubește, nu-ți mai vine cu complimente, nu-ți mai face cadouri, nu mai face nimic din ce a făcut cândva. Și de aceea te și gândești aici, în mod conștient te gândești și în capul tău este să pui capăt sau să închei relația sau să luați o pauză. Pentru că tu încă iubești persoana asta și asta văd și în cartea asta, că tu încă îți faci griji și te uiți spre trecut. Și tot ți-e frică că, băi, dacă închid relația, dacă o să-mi pară rău, dacă... Că tu tot iubești persoana asta, încă mai iubești. Bun, cum te văd cei din exterior? Persoană căsătorită, fidelă, corectă, o persoană onestă, așa te văd cei din exterior. Hierofant, o persoană credincioasă, cu multă credință, cu seriozitate, te văd ca pe o persoană tradiționalistă, deci foarte ok, cei din exterior te văd ok, da? Ai parte de foarte mult respect. Bun, de ce ți-e frică sau ce-ți dorește? Asul de pentacule, tu-ți dorești un nou început. Asul de pentacule îmi vine cu un nou început, că o fi la job, că o fi în dragoste, ceva serios oricum, ceva serios, da? Către ce mergi? Pajul de spade. Pajul de spade mi-arată că ori vrei să înveți ceva nou, ori ești foarte suspicioasă, suspicios și stai în gardă. Ești în gardă, ești tot timpul cu spada cumva sus și toate, orice mișcă ți se pare suspect. Sau, în unele cazuri, pașul de spade mai vine și cu foarte mult spionaj. Adică nu faci nimic, nu acționezi în niciun fel de... Nu e niciun fel de hotărâre, niciun fel de măsură. Stai și te gândești, băi, cam ce ar trebui să fac eu. Încerci cumva să te folosești de
o strategie cu pașul ăla de spade, încerci cumva să rezolvi problema, poate că în unele cazuri tu îți dorești să rezolvi problema asta sau să găsești o soluție favorabilă și ție și celuilalt. Adică nu prea ai vrea nici să pleci din legătura asta. Că, na, nu e ușor. Dar de ce am amestecat cărțile? Nu știu. În fine, hai să vedem, să le clarificăm, că asta era ideea, dar m-am confuzat. V-am zis, îmi cer mii de scuze, sunt foarte, foarte obosită, dar am zis că nu mă las până nu le termin. Și uite, așa mi-am pus eu ambiția și astăzi am terminat toate zodiile. Mă obosesc chestiile astea pe zodii, dar n-am ce să fac. Dacă v-am obișnuit așa, o țin așa. Bun. Hai să clarificăm aici. Cine este regele ăsta de cupe? Regele de cupe, regina de bâte. Mm. Voi ați fost foarte apreciate cândva de omul ăsta. Ați fost dorite, iubite. Regina de bâte vine cu multă pasiune. Ați fost diva acestei persoane. A fost persoana care ați crezut că vă este sortită pe viață, că este destinul vostru. Regele de spade. Soarele. Și carul. Ciudat. Regele de spade. Soarele și carul. Foarte interesant. Nu știu, pentru unii dintre voi s-ar putea să nu fie aceeași persoană. S-ar putea să fie o persoană care va vindeca de ceva cu soarele aici. S-ar putea. Cinciul de spade și regina de pentacule. Măi, în unele cazuri este posibil ca voi să fi trăit în trecutul vostru această poveste frumoasă de iubire, iar în prezent... Na, probabil că ați trecut printr-o despărțire sau ceva s-a întâmplat aici în trecutul vostru, nu știu, că nu mi-arată deocamdată cărțile. Ce mi-arată aici, mi-arată că în prezent este posibil ca totul să se întoarcă la 180 de grade. Adică persoana asta care îmi apare aici ca și rege de spade, foarte nesuferit așa și ursuț, sau să fie o persoană care e la distanță și asta este posibil. Dar mi-arată că lucrurile se îndreaptă cumva. Adică totul ia o altă întorsătură, că persoana asta se îndreaptă. Dar de ce trebuie să așteptați? Doiul de bâte, iau de iar așteptare. Ori e cineva la distanță, voi aveți pe cineva la distanță și așteptați ca persoana asta să vină. Și s-ar putea să vină cât de curând către voi. Da. Eu zic că mai repede e chestia asta, adică mai repede aș tinde să cred lucrul ăsta, că este cineva la distanță, că este o pauză acum între voi pentru că persoana asta a fost obligată să plece undeva la distanță sau ceva de genul ăsta, dar nu că există o despărțire între voi, ci pur și simplu destinul v-a despărțit pentru că persoana asta trebuie să plece sau poate voi ar trebui să plecați, nu știu, ceva de genul ăsta. Dar se pare că în curând... persoana asta se întoarce, posibil să se întoarcă înapoi. Deci asta ar fi pentru o parte dintre voi. Hai să văd ce stresul ăsta aici în mintea voastră. Vă e teamă să nu vă înșele sau să nu... Voi vă stresați aici, vă stresați în legătură cu un copil, unii dintre voi, în alte cazuri vă stresați în legătură cu un drum pe care cineva trebuie să-l parcurgă. Și tot așteptați, uite, tot așteptare văd. Ce tot așteptați? Înlăcrimate. Înlăcrimați, înlăcrimate. Și plin de stres și tot felul de gânduri în subconștientul vostru lucrează la capacitate maximă, dar nu lucrează într-un mod bun. Good, am vrut să zic, Doamne. Într-un mod bun. Nu mai nici să vorbesc, nu mai știu. Așa, treiul de pentacule, ia să vedem. Prințesa de cupe. Cineva vine cu o ofertă frumoasă, o ofertă de dragoste către voi. Regele de pentacule. Măi, în curând primiți un cadou, primiți o vizită, primiți pe cineva. Cineva vine și vă aduce o
vă face un cadou. Eu mai repede simt asta, că cineva vine cu un cadou. Aici am văzut și Regina de Pentacule. Uite aici, Regina de Pentacule, Regele de Pentacule în viitorul apropiat. Și iarăși, Treiul de Pentacule, dar nu vine singur, mai vine cu cineva, sunt două persoane, doi bărbați aici. În unele cazuri poate tată și fiu, poate fi și asta. E o reuniune de familie aici, foarte frumoasă. Fain. O reușită, o bucurie, văd. Cumva povestea, vedeți voi, la clarificări se schimbă, pentru că încep să văd lucrurile cu totul diferit. Am impresia că aici voi duceți dorul cuiva și plângeți după cineva rău de tot și vă faceți tot felul de gânduri, tot felul de griji, așteptați înlăcrimate, cu supărare aici, așteptați pe cineva de la drum să vină, vă e dor de un copil, poate în unele cazuri cu prințul ăsta. Sau vă e dor și de tată și de fiu. Aici, uite, este prințul ăsta de cupe, care poate fi regele de cupe pe care l-am văzut aici. De ce nu? Și aici avem un soț. Deci mi-apare soț și copil, de aceea mi-apare un trio. Dar nu un trio de... Nu mă gândesc neapărat la trio amoros. Triunghiul ăsta poate reprezenta și un membru, alt membru al familiei sau o altă situație, da? Deci e posibil aici să vorbim despre mamă, tată și fiu. Posibil. Mai repede așa văd lucrurile. Acum depinde, nu rezonează cu toată lumea. Regina asta de cupe, ia să vedem ce-i cu ea. Oh, vă simțiți atât de blocate, nu puteți să faceți nimic. Uite, iară, blocaje. Nu puteți să faceți nimic în privința asta. Diavolul întors invers și nouăle de cupe întors invers. Pardon. Iarăși aici mi-arată faptul că parcă disperați așa după cineva sau după ceva. Parcă blocajul ăsta vă disperă, vă nebunește pe voi. Nu vă place deloc, nu-i bine deloc. Ce arătați voi către exterior? Ia să văd hierofantul, ia uite, regele de bâte. Ce arătați către exterior? Șaptele de spade. Măi, către exterior, voi e clar că arătați hierofantul, deci arătați ca a fi persoane foarte serioase, dar totuși mie mi-apare aici, pentru o parte dintre voi, sau unii dintre voi, îmi apare regele de bâte și șaptele de spade. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă că cineva tot vă face curte sau cineva încearcă să vă cucerească. În alte cazuri, poate că aveți pe cineva în afara căsătoriei, de care lumea nu știe sau... Na, e ceva secret. Am văzut și luna. O parte din unii dintre voi, nu toată lumea. Deci vorbesc de poate o persoană, două, trei. Asul de pentacule, ia să vă văd. Asul de pentacule, prințesa de pentacule. Ce vă doriți? Vă doriți ceva serios, să începeți ceva nou, ceva serios. Poziția dorințelor îmi arată faptul că voi renunțați la independență, unii dintre voi, cei care nu aveți nicio treabă cu căsătoria, că vreți să renunțați la singurătate, la independență și că doriți să găsiți pe cineva sau să aveți pe cineva cu care să creați ceva împreună, să faceți ceva împreună, măcar să locuiți împreună, să aveți un suflet măcar cu care să vorbiți din când în când. Pajul de spade, eremitul. Da, vă tot gândiți, să găsiți o soluție, șasele de bâte, dar vreți să fie ceva sigur, adică nu mai sunteți în stare să vă aventurați, să mai faceți chestii de... Nu aveți chef de aventuri și lucruri de genul ăsta, nu, vreți ceva foarte serios. Și iarăși mi-apare lumea, ceva la distanță și prințul de cupe, iarăși, și turnul. Cineva vine de la distanță, măi, și vă ia prin surprindere. Și împăratul aici. Oho. E complicată treaba la voi. Cineva vă ia prin surprindere. Cineva vă surprinde, vă face o surpriză. Ok. Da. Dar surpriza asta s-ar putea să vă și streseze un pic.
să vă pună într-o oarecare măsură într-o situație un pic mai neplăcută, dar și plăcută, adică vă și bucurați, dar și nu vă bucurați, nu știu cum să zic. Poate un scorpion, poate cineva, nu știu, din... Și judecata invers, nici nu vă așteptați la așa ceva. O să fie o surpriză de Doamne, Doamne. Nu vă așteptați ca cineva să se întoarcă la acasă sau să vină acasă. E așa pe nepusă masă. Și uite că am uitat să extrag o carte din arcanele astea majore, dar o fac acum, nu e nicio problemă. Spânzuratul. Sunteți blocați cumva. Sau începe să vedeți situația și dintr-un alt punct de vedere. Și aici am spânzuratul. Acum vă vedeți voi pe voi, vă vedeți blocați, stagnați într-o anumită situație care nu vă convine. Iar la capătul pachetului, iarăși, lumea, nici nu mă gândeam să-mi iasă altceva. Chiar m-am gândit de ce n-a apărut lumea. Că mi-a apărut lumea de nu știu câte ori la voi. Deci, lumea ce reprezintă? Faptul că aveți pe cineva la distanță, căruia îi duceți dorul foarte tare, sau... Ori voi sunteți gata să faceți o călătorie în afară, undeva departe, și patru de bâte mai poate însemna granițe. În situații mult mai rare, dar poate însemna asta. Deci ori faceți o călătorie voi, ori vreți să vă întoarceți acasă. Deci e ceva legat de distanță, de lume, de drum lung. Sau în alte cazuri sunteți hotărâți și siguri că vreți să puneți capăt la ceva în viața voastră. Nu știu exact ce vreți voi să închideți, să încheiați. Dar lumea pentru voi mai repede aș tinde să cred că, ia uite și îndrăgostiții, că aveți un suflet pereche undeva la distanță cu care ați vrea să începeți ceva nou. Un nou început. Sau așteptați pe cineva în alte cazuri să vină acasă. Bun, ce am vrut să fac? Un sfat. Să vedem un sfat și închei că mai am un pic și adorm pe mine. Ia să vedem un sfat pentru peștișori. Opa! Abundență. Parte de multă abundență. Ce e aici? Este momentul să-ți pui imaginația în funcțiune și să devii mult mai creativ și expresiv, să exprimi ceea ce vrei tu să faci. Fii mulțumit și consideră-te o persoană binecuvântată cu ceea ce ai. Și aici mi-arată mama și prunc și copilul, da? Perseverează. Nu știu ce vrei tu să faci, dacă îți dorești să faci ceva, îmi spune prin cartea asta că nu trebuie să te dai bătut, că trebuie să perseverezi, să mergi mai departe. Sunt mai multe mesaje, sunt împărțite. Acum fiecare cu ce, unde se regăsește. Bun, cam asta e ideea la voi, cam asta văd până acum, nu văd altceva. Văd o distanță, da? Și cineva se întoarce pe nepusă masă acasă și iarăși moartea și mi-a sărit și mai devreme, dar am băgat-o la loc. Poate că v-am zis, ori e o transformare, ori cineva se întoarce total transformat, schimbat, total diferit, așa, pe nepusă masă, ori aveți de-a face cu un scorpion. Bun. Cam atât am avut și pentru voi, dragii mei peștișori. Sper că a fost ok, sper că v-a plăcut, sper că v-a, nu știu, v-a mulțumit citirea mea, deși am fost așa pe jumătate adormită, îmi cer mii de scuze, dar dacă mi-am propus un lucru și am vrut să-l fac, nu m-am lăsat, nu m-am dat bătută și l-am dus până la sfârșit. Pentru că era păcat să pun astăzi 3 zodii, mâine o zodie și tot așa. Am vrut să le fac pe toate, să fie corect pentru toată lumea. Bun, numai bine. Vă pup. Ciao.